ceva șefule, îmi faci și poză. Și atent că sunt nepotul lui Siriac. Aveți bani, de asta a spus că nu aveți probleme. Tare ca tine, eu sunt Putin. Eu sunt rătă cu Putin. Ați văzut, a făcut guvernul un calcul și spune că noi putem să trăim cu 11 lei pe zi bani de mâncare, că ne ajung 11 lei pe zi să mâncăm. Nu știu, cum vi se pare suma asta? Cum vi se pare calculul ăsta? Mică. Mică. Foarte mică. Putem cu 11 lei pe zi, se poate, în România? Niciodată. Ni s-a scumpit lumina, s-a scumpit toate. Ce putem să mâncăm cu 11 lei pe zi? Iarbă. Poate culegem buruieni ca să mâncăm, ca să fie ne ajungă 11 lei. Ce dracu să mâncăm de 11 lei? Știi de grădina. Păi da, nici de ala nu mai ia cu toamna. Ce spuneți de calculele astea? De ce fac că putem trăi cu 11 lei pentru mâncare în ziua de astăzi? Ei fac calcule pe banii lor, dar nu fac pe banii țăranului sau al orășanului, practic, oricare ar fi. Fie țăran, fie orășan, tot așa iese. 11 lei e foarte, e aproape... Nimic. Nu poți să-i dea un copil să ducă până la magazin cu alea să-și ia ceva, că n-are ceva de 11 lei. S-au scumpit toate, vezi că toate s-au scumpit, mamă. Scumpesc, bani nu ne dă, în schimb, noi să trăim. Cu ce? Cu 11 lei, doamnă, pe zi. 11 lei. Doamne. Poate trăi cu 11 lei pe zi, bani de mâncare? Păi dacă fumezi țigări de 22 de lei 50, păzi un pachet. Fac economie, ca să-l băga în două pachete. Dar ce putem să mâncăm de 11 lei ca să... Ce să mănânc? De 11 lei? Pe zi, așa spun ei. Ei 200 grame de brânză și o jumătate de kil de roșii. Și o pâine, și aia sunt banii. De ce fac calculele astea? Cum ajung ei la sumele astea? Ce faci, șefule? Îmi faci și poză? Și atent că sunt nepotul lui Siriac. Aveți bani, dar asta a spus că nu aveți probleme. Tare ca tine, eu sunt Putin. Eu sunt rătă cu Putin. Asta spui. N-avem cu ce trăi. Eu am 1.200.000, 12 milioane. Am diabet. Sunt bolnavă de inimă. Ei au calculat că putem trăi cu 11 lei pe zi, pentru bani pentru mâncare. Se poate așa ceva? Nu. Niște n-ciți și atât. Medicamente de 5 ani de zile, că am făcut cu mulțe cerebrală. Ce putem să facem, doamnă, cu 11 lei pe zi? Ce putem să mâncăm? Jos, ce să fac, mamă, că eu dau 3.000 pe tratament. Și eu la fel. Și acum n-am cu ce mă duce la doctor specialist să-mi iau rețeta. Să mă duce pe la UEG operație. Se poate trăi cu 11 lei pe zi? Au făcut cei de la guvern un calcul? Nu se poate. O să poți să mănânci de 11 lei pe zi? Nu se poate. Ce putem să mâncăm de 11 lei? Cum vedeți sumele? Ce să mănânci? Pe o înghețată e 4 lei, n-ai văzut? 1,70 lei pâine la magazin aici. Nu mai vorbim de înghețată, de una. Hai. Cum fac ei calculele astea? Cum ajung la... Nu știu. Ne facem calculul calculului. Da, ei face calcul, dar nu știe să puie la oameni. Pe mama a muncit, a format țara. Uite, maică sa lui are 86 de ani. Are 12 milioane. Adică 120 de lei. Da. Mama mea n-are niciun leu. N-are niciun leu. Am muncit în CAP-ul și... Am muncit la CAP-ul. Un inginer trece și acum nu... Nu s-a găsit cu normele complete pe fiecare an. Într-un an, mama n-a putut să facă cu normele complete, că dacă i-a tăiat din ele, de o n-avea treabă. Și nu are, niciun venit. Niciun venit. Îi dau eu și cu fratele meu. Sunt puțin, doamne, 11 lei să trăim o zi. Eu le dau lor 11 lei, le dau eu, din pensia mea, care o am aia mică, le dau eu 11 lei pe zi. Să-mi dea și mie mâncare făcută de... Nu să-mi dea mie să mănânc. Să-mi o arăte și mie mâncarea aia care o face el de 11 lei. Aș pe diavolul. Vreau să văd și un parlamentar, ce este el acolo? Ei pot trăi? Credeți că trăiește și ei cu 11 lei? Da, aș vrea să văd, poate trăi. Cu sute, nu cu 11. Dar nu așa ne calculează, că noi să ne... Noi suntem mai de jos, așa știi. Ce să mâncăm, doamnă, cu 11 lei pe zi? Ce ați mâncat? Nici știi, de pe grădină, încolo... Altceva n-avem ce să... Da, ca și uleiul, ai văzut cât s-a făcut uleiul? 80 de lei, 90 de lei. Bai, 100 de... Dai 100 de... De unde? Zahăr s-a făcut 58 de mii. Păi și ceaiul, dacă aș vrea să beau ceai, cu ce-l beau? Că un kil de zahăr, dacă stau să mă gândesc să duce, că nu mai îndulcește zahărul de acum. Într-o săptămână se duce cu tot. Ce mesaj aveți pentru cei care ne fac calculele astea, să trăim? Să calculeze mai bine. Și în primul rând să facă socoteala lor cu 11 lei pe zi, să facă numai mult, o lună. Ei. Să trăiască ei cu efectiv? Efectiv, să trăiască ei o lună de zile cu 11 lei. Și apoi să ne facă nouă socoteala cu cât trebuie să trăim noi. Ce putem să mâncăm pe zi să trăim cu 11 lei? O oală de fasole și gata. Ce să faci? S-au dus banii, nu? S-a dus, de 110.000 un kilogram de fasole. Și ăla s-a dus. Ce să faci? Ce putem să mâncăm ca să ne ajungă 11 lei pe zi? Pâine goală.
Foarte puțin, foarte puțin. Nu, trăim cum putem, foarte greu, bolnavi, bolnav, mămică. Nu se poate, nu, 11 lei pe zi, nu, ce putem să mâncăm? De ce să iei curent să plătescă cu becul, nu poți să închizi casa, uite, cade pe noi. Se gândesc cei de acolo, nu știu, la oamenii simpli, la cei care... Ei gândește prost. Eu le-am spus, eu sunt tractorist, dar sunt mai deștept ca ei, de 1000 de ori. Facem hârtii pentru ajutoare, facem la hârtii, când ne ducem la primărie ne încurcă, că noi aia, că ai venit, că ai pământ, că ai pe noi, pe mine e pământul la mine, la bunică. Că pământul băgat, pe unde ai, că n-ai plăcit toate tatăl. Da, ca să nu-ți dea nimic, niciun venit. Și în concluzie, cu ăștia 11 lei nu se poate trăi, nu se poate pe zi. Păi ce eu dau 11 lei? Eu o jumătate de pachetă. Să calculeze ei, domnule, vă ziceți dumneavoastră, să duceți reportajul ăsta. Să calculeze ei dacă noi putem trăi cu 11 lei. Ei au calculat și așa au spus, că pe mâncare se poate trăi. Că cu 11 lei, dacă mănui masă de nouă. Nu trăiește cu 11 lei, el trăiește cu 11 milioane pe zi. Asta vreau să vă întreb, dar credeți că ei trăiesc cu 11 lei? El trăiește cu 11 milioane pe zi. Mănâncă, bea, mașină pe lux. Spuneți-mi mie, ce e de făcut? Nu se poate cu 11 lei să trăim pe zi? 70.000 kg de zahăr, 150 uleiul. Cu ce să trăim? Spuneți dumneavoastră. În niciun caz cu 11 lei, cum spun ei. Nu. De ce fac calculele astea așa? Pentru cine? Cum? Pentru ei. Pentru ei, nu pentru noi. Dar cu mine, cum o rămâne cu banii ăștia? Să-mi dea și mie ajutorul ăla de două jumate. Nu luam altceva, luam zahăr și ulei. Altceva nu luam. Că pui dintr-un chil de ulei de 4-5 ori. Mai mult nu, că parcă pui apă. Și ala face spumă. Când... Eu cred că numai astăzi am cheltuit aproximativ cam cât, mă? 50 de lei? Acum, recent? Da. Păi, ce treabă am eu cu calculul guvernului? 11 lei pe zi nu există așa. Niciodată. În afară de iarbă, na, ce putem? Ce mănânci altceva? Aveam 11 lei pe zi. Și prunze. Păi ce e 11 lei? Când toate astea sunt scumpe. Ce să mâncăm cu 11 lei? Cum să ne descurcăm? Când e 15 lei o pâine, mie nu mi-ajunge într-o zi. Așa, și de restul ce mai au? Avem ce, 110. Avem ce să mâncăm de 11 nu, lei? Nu. Ce părere aveți de cei care fac aceste calcule, aceste prețuri? Ce părere să avem? N-avem decât să suportăm. Atâta vă spun, să suportăm, că altceva nu pot să zic. Aibă grijă de populație, că datorită nouă stau acolo în spinare, la toată lumea asta. Ei că au salarii mari, dar noi... 11 lei? Eu când merg la servici, bine, așa, 8 lei, 8 lei, o conservă de cea mai ieftină. 8 lei. Mă rog, nu spun de ce, dar cea mai ieftină, 8 lei. E o mini masă. Pâine, prompti de salam, cine știe când și când... Doamne. Sunt puțini, 11 lei, foarte nu puțin. Se poate să... Nu. Cum fac ei, doamnă, calculele astea? Cum ajung la sumele astea? De mamă, eu nu prea sunt în măsură, că nu știu să vorbesc, că nici n-am dreptul. De ce, doamnă, cum să... Nici n-am dreptul să vorbesc. Nu putem să ne descurcăm cu atât de puțin bani. Nu, că ne trebuie și nouă și pământ să ținem și noi câteva găini, un purcel pe lângă casă, uite, roșii, ardei, ce mâncăm și noi, trebuie să plătesc curentul, să scot apă, să ne ajute Dumnezeu pupaia ștălpirică, cu apa, cu... În Dumnezeu n-a mai rămas speranța că... Da, și tot, și pentru toți copiii oamenilor și toată lumea, Dumnezeu și Maica Domnului să ne ajute.